Despre legăturile senatorului PSD Adrian Suțuianu cu lumea interlopă din județ s-a vorbit în ultimii ani de zile, dar subiectul a revenit în actualitate după ce a încheiat un protocol de colaborare cu un apropiat al temutei grupări Ghenosu. Este vorba despre PNG-istul Vlad Oprea, pe care presa centrală ni l-a prezentat mândru nevoie mare la un chef organizat de Ghenosu, așezat la loc de cinste în capul mesei. Senatorul PSD Adrian Suțuianu mai are și astfel de calități negative. El s-a dovedit a fi un tip lipsit de orice urmă de sentimente părintești, după cum relatează Postul Național de Televiziune Acasă TV. Din materialele respective, materiale care circulă prin spațiul virtual, am aflat că Suțuianu i-a întors spatele copilului său. Bună ziua! Am vrea să vorbim cu domnul Suțuianu. Bondreanu mă numesc. M-am așteptat. M-am așteptat, să știți, poate și la mai mult. El nu discută, e dosarul pe rol la judecătorie. Secretara lui mă cunoaște, că a fost prietena cu Ramona. M-a cred că v-ați lămurit. Adică vine copilul la ușa lui și el nu-l primește. Am reușit totuși să luăm legătura telefonic cu domnul deputat. Ne-a spus că nu este vina lui că mama copilului este condamnată și are cugetul împăcat. Și vrea să se știe că el și-a făcut datoria plătând anticipat pensia alimentară a fiului său până în luna decembrie. Eu nu vreau să fac o greșeală, pentru că eu la momentul ăsta, vă spun cinstit, după tot ce am simțit anul ăsta, eu nu mai pot nici să-l urăsc. Vă simt mai degrabă un sentiment de scârbă. Nu mai nici ură, nu mai simt față de el. Față de cine? Față de tatăl copilului. Un sentiment de scârb așa, știți, față de tot ceea ce se întâmplă. El nu suportă ideea că mai are un copil. Acest copil nu știu ce e pentru el, că totuși e un suflet nevinovat, e vinovat că s-a născut. El a făcut că l-a vrut să-l facă și l-a crescut, nu l-a deranjat. Tatălui Teo este un important om politic din Dâmbovița. După 3 ani de procese, a recunoscut că Teo este fiul său, dar de văzut l-a văzut o singură dată. Tatăl lui nici nu știe ce a pierdut, că oricum pe el l-a pierdut, că el nu mai... Dacă împlinește 10 ani, are dreptul și el la cuvânt. Și cuvântul lui va fi dureros. Dureros pentru el. De când Ramona este închisă, a încercat vreodată să vină să... Niciodată. Asta mă intrigă cel mai mult, că ei au împărțit rechizite în județ partidului, al cărui reprezentant e aici, în Dâmbovița, și nu s-a gândit, mam, băiatul meu care începe școală, eu l-am trimis pe Teo la școală cu ce am putut, cu ce mi-a adus ea, cu ce a avut de anul trecut, le-am mai dat drumul la pantaloni, am mai... În orice caz, copilul e ținut de noi așa, adică e salvat, nu știu cum să vă spun, că dacă eu mor, cât o-i mai rezista, că nu mai sunt om să trăiesc prea mult în condițiile astea. Am fost cu chiria la zi, uite, până luna asta. Așa cum am putut, că vă dați seama că eu, ca să fiu atât de... Eu trebuie să-mi calculez fiecare măr, fiecare cartof, fiecare gest. Cum le calcula dumneavoastră? Așa. Carne nu i-am dat decât când mi-a adus de la Câmpul Lung. Acum... aveți bănuți să-i plătiți lui Teo mâncărica? Să știți că ieri m-am dus, 250.000 aveam toți banii noștri, că eu vorbesc cu el, uite, Teo, mai avem atât. Până ia bunii pensia, trebuie să mai înghițim și zic, trebuie să plătim mâncarea la școală. Și m-am dus cu 200.000 să plătesc și a venit mama unei petițe care m-a ajutat și anul trecut și a zis, nu, doamna Boncea, lăsați că plătesc eu, nu m-a lăsat să-i plătesc. Și mi-a rămas bani în casă, deci 200.000. Uitați-vă, ăștia sunt toți până când iau eu pensia la... El știe. Păi, ce faceți? Uitați-vă, o să mă duc, nu sunt nici 200, că am mai luat ieri pâine, 170. Și 50 să-i pun până iau pensia, să-și ia revista. Și de ăștia cumpărăm salsava și gătim. Sau de multe ori vine pensia, zice, bun, ce ai făcut cu banii? Păi am dat la chirie, am dat acolo. Deci noi rămânem tot fără bani.
Deci cu el eu discut cum aș discuta cu mama lui. El mai mult cărți vrea. El nu vrea jucării, nu vrea. El e pasionat de citit. De... Și aveți bani să-i luați lui? Și în toți bănuții noștri, el când are un 10.000 să zicem să cumpere o pungă de floricele în parc, asta vară ca să-i pot să iau lui Elena, nu mai mânca el. Sau lasă bunică, nu vreau nimic, să punem să-mi iei revista. Adică el are foarte multe renunțări la numai 9 ani și jumătate. Copilul este rezultatul unei relații extraconjugale despre care a scris multă vreme și bunul său prieten Teodor Vasiliu, pe vremea când se urau de moarte.